Se spune că mașina Ferrari, culoarea roșie, se numește roșu Ferrari. Știați treaba asta? Dar știți cum a apărut? A apărut în urma mai multor accidente și fiindcă șoferii se accidentau, le curgea sânge pe portieră. Este un fapt adevărat, puteți să vă interesați. Este pur și simplu, este o culoare care nu este neapărat olfactiv frumoasă, cu toate că este acum, dar respectiv, la vremea respectivă era pur și simplu utilitariană, fiindcă nu trebuia să aveți sânge pe portieră. Din același motiv, eu am un Corsa și scaunele sunt maro. Aceleași senzații ca în Ferrari, doar că nu sângeresc, te caci pe tine efectiv. Efectiv ești acolo. Și culoare, bineînțeles, grigăinați, fiindcă suntem în Londra. Nu, eu nu cred că toate animalele care se cacă pe mașina mea, toate sunt porumbei. Cred că cel puțin două au fost vulpi, clar. Deci la un moment dat a trecut pe sub un pod și s-a căcat de la început și s-a oprit în spate. Niciun porumbel nu cred că se cacă efectiv greutatea lui corporală. S-a căcat un porumbel întreg până în spate, înțelegeți?